Bună seara, domnilor și domnilor! Suntem la emisiunea Se Poate Altfel și în această ocazie vom încerca să abordăm o temă de ordin spiritual. Vom încerca să descoperim din Sfânta Scriptură, din Sfânta Carte, dacă cumva Dumnezeu ne ispitește. Pentru că există chiar în rugăciunea domnească expresia aceasta, exprimarea aceasta și nu ne duce pe noi în ispită. De asemenea, Apostolul Iacov mai transmite un adevăr și am vrea în seara aceasta să descoperim dacă așa stau lucrurile. De asemenea, aș dori în această ocazie să surprindem cum putem noi să învingem acele ispite care ne plac? Cum facem față unor situații complicate? Pentru că astăzi, dacă ar fi să privim în jurul nostru, ne dăm seama de faptul că sunt oameni care sunt ispitiți de tot felul de lucruri. Sunt oameni care încearcă cumva să acapareze sume importante de bani și în felul acesta apare corupția, este o ispită. De asemenea, avem de-a face cu oameni imorali și în această seară am vrea să surprindem din cuvântul lui Dumnezeu, să observăm unde există acea putere ca să faci față ispitelor care te încearcă zi de zi. Această discuție, acest dialog îl vom avea împreună cu domnul pastor al Bisericii Baptiste, domnul Daniel Cocoș. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Se Poate Altfel. Bine v-am regăsit. Iată că discutăm despre un subiect care este ispititor, aș spune, pentru că vorbim despre ispitele care ne plac, despre acele plăceri la care cădem pradă în mod frecvent și ușor. De asemenea, încercăm să surprindem dacă Dumnezeu ne duce în ispită, pentru că unii susțin faptul că, așa spune și în rugăciunea domnească, înseamnă că Dumnezeu ne duce în ispite. Vom încerca să rezolvăm dilema aceasta. Dar înainte de toate, aș vrea să vă propun să demarăm dezbaterea noastră încercând să surprindem ce a fost la început, care a fost acea primă ispită care a venit asupra oamenilor, în așa fel încât din momentul acela până astăzi s-a favorizat un teren periculos în ceea ce privește ispitirea oamenilor. Ce spune Sfânta Scriptură cu privire la prima ispită care a venit asupra omului? Prima ispită o găsim în Genesa și cred că toți oamenii știu că Adam și Eva au păcătuit. Și aici spune că în Genesa 3, versetul 1, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Șarpele, aici îl prefigurează pe diavol. Și în Sfânta Carte Biblia scrie că diavolul este ispititorul. Deci el ispitește. Deci de la bun început ar trebui să stabilim ordinea forțelor. Și anume Satana, cel care s-a împotrivit lui Dumnezeu, este cel care ispitește. Deci plecăm de la o premiză, nu? Da. Deci el este ispititorul sau, cum am zice noi, capul tuturor răutăților. Dar o să vedem în seara aceasta că ispita vine și de la noi. Deci ispita în Iacov acolo spune fiecare este ispitit de pofta lui însuși și momit. O să ajungem și acolo. Dar la prima ispită și e foarte, foarte important să vedem cum vine diavolul și cum vine ispita. Și aici spune, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Deci cea mai mare ispită este să pui la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Deci a venit diavolul prin șarpe la Adam și la Eva și le-a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Deci e foarte important să fim foarte atenți că diavolul, fără să ne dăm seama, vrea să pună în mintea noastră îndoiala cu privire la Dumnezeu. Și uitați, spune, oare cu adevărat a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspunde șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Observați, prima dată diavolul vrea să pună în mintea noastră îndoiala cu privire la Dumnezeu. A zis Dumnezeu?
cu adevărat? Poate voi ați înțeles greșit. Și foarte mulți oameni cad în cursa diavolului pentru că vine în mintea lor gândul ăsta, oare așa să fi zis Dumnezeu? Oare chiar așa e Dumnezeu? Oare asta vrea Dumnezeu? Deci tot felul de îndoieli, de întrebări cu privire la Dumnezeu. Și uitați-vă unde a mers diavolul. Zice, hotărât că nu veți muri. Îl face cumva mincinos pe Dumnezeu. Vedeți că Dumnezeu vă minte. Nu cam așa rese. Hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rău. Deci vorbim aici, în primul rând, de o punere la îndoială a cuvântului lui Dumnezeu. În al doilea rând, vorbim de o certitudine falsă pe care o prezintă Satana în fața Evei și apoi și a lui Adam, spunând că în mod hotărât vă declar faptul că nu veți muri. Chiar dacă Dumnezeu a spus faptul că atunci când mâncați din pomul interzis, veți muri. Eu vă spun, vă declar solemn că nu veți muri. O certitudine falsă pe care o aduce cel rău în așa fel încât să favorizeze căderea în ispită. Și observați dumneavoastră că foarte mulți oameni își pun întrebarea, oare așa vrea Dumnezeu? Oare asta e voia lui Dumnezeu? Oare Biblia e cuvântul lui Dumnezeu? Și dacă Dumnezeu e dragoste, nu? Observați, apare dacă Dumnezeu e dragoste, de ce îngăduie atâtea lucruri? Îndoială. Deci tot timpul diavolul vrea să pună îndoiala. Și vreau să mai observăm aici un lucru. Spune, femeia a văzut că pomul era bun. Acum, ispita vine din partea diavolului, dar uitați-vă dumneavoastră, dau aici un exemplu, îmi vine în minte un exemplu. Dacă vrei să prinzi un anume fel de pește, trebuie să pui momială care să-l atragă pe el. Nu prea pescuiesc, mai rar. Dacă când vreau să prind știucă, pun linguriță. Știuca trage la linguriță. Dar dacă vreau să prind știucă, pun o momială, nu o să prind probabil niciodată, nu prea azi mare pescar, dar nu o să prind crap la linguriță. Și depinde de momială. Și diavolul ne cunoaște pe noi. Cum observați dumneavoastră, nu toți suntem ispitiți de anumite lucruri. De exemplu, eu nu fumez. N-am fumat niciodată. Pe mine diavolul nu mă va ispiti cu țigara. Mă ispitește cu altceva. Caută să mă momească cu altceva. Eu nu consum alcool. Niciodată nu vine diavolul să zică, măi, ce bun ar fi o bere. Sau... Aș vrea, pornind de la răspunsul pe care l-ați dat dumneavoastră și de la aceste exemplificări, să surprindem cumva, în așa fel încât în mintea omului de astăzi, în mintea creștinului, să existe o structură în ceea ce privește ispita pe care o aduce diavolul, așa cum subliniați dumneavoastră. Am putea vorbi de o ierarhie a ispitelor, de câte feluri ar fi, cum le putem clasifica în așa fel încât să reușim să le și învingem atunci când ele vin asupra noastră. Acum, de-a lungul timpului, am văzut domeniile în care a fost ispitit. Deci, ca să știm cât e de pervers diavolul, el a mers însuși la Domnul Iisus Hristos și l-a ispitit și pe el. Și în Evanghelia după Matei, spune, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavol. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis. Și acum vă rog să fiți atent. Spune aici, diavolul știa că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu? Știa că e Dumnezeu? Cu siguranță știa. Știa, 100% știa. Dar uitați cum l-a ispitit pe Domnul Iisus. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Deci erau 40 de zile de post în care Domnul Iisus Hristos a fost el cu Dumnezeu acolo și diavolul s-a dus la el și cumva ca să pună și la el îndoială. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Deci unul în domeniile în care suntem noi ispitiți este domeniul
hranei, nu? Alimentația. Alimentația. Toți trebuie să consumăm ceva. Și aș face chiar o legătură din răspunsurile pe care le-ați dat până acum. Prima ispită care a venit în dreptul lui Eva a fost tot pe aspectul acesta al alimentației, dacă da, e să o luăm așa. Și îi spune aici, zice, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Acum, Domnul Iisus Hristos putea să facă din piatră pâine? Cu siguranță putea să facă, că era Dumnezeu. Sigur că da. Dar iarăși aici e foarte, foarte important să fim atenți. Diavolul vrea ca să facem noi voia lui. Deci să câștige o pâine. Vă dau un exemplu aici. Fiecare dintre noi trebuie să mâncăm, da? Trebuie să ne alimentăm. Și atunci zice, vine un traficant de droguri, îți dau 5.000 de euro ca să duci geamantanul ăsta de aici din Buzău până în Germania. Îți dau 5.000 de euro. Bă, 5.000 de euro, cum câștig eu? E tentant, e o ispită mare, nu? Dar dacă mă prinde, probabil că iau 15 ani de pușcărie, nu? Se merită. Deci toți suntem. Ce nu face omul pentru pâine? Dar nu-ți vin sufletul pentru pâine. Și Domnul Iisus Hristos era flămând și aș vrea să fim foarte, foarte atenți. Domnul Iisus Hristos ne dă și exemplul, El este modelul, cum răspunzi ispitei. Și uitați, Domnul Iisus era Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos putea să-i zică diavolului, mă, nu ți-e rușine, dar tu știi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. De ce? Dar Domnul Iisus nu așa a răspuns diavolului, ci spune, drept răspuns Iisus i-a zis, este scris. Deci, toți oamenii sunt ispitiți. Cu ce ne apărăm noi împotriva ispitelor diavolului? Este scris. Deci, indiferent în ce domeniu vom fi noi ispitiți, răspunsul nu l-avem noi. Chiar dacă noi credem că l-avem. M-aș opri puțin la ispita aceasta care vine din partea diavolului în dreptul Domnului Iisus Hristos. Este o primă ispită, ispita, dacă vreți, ispita alimentației, pusă, în primul rând, sub forma îndoielii dumnezeirii Domnului Iisus Hristos. Da? Pentru că pleacă cu îndoiala aceasta. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, atunci prefă pietrele acestea în pâini. La capitolul acesta, Sfânta Scriptură ne spune faptul că noi ar trebui să mâncăm orice se vinde pe piață, orice fel de aliment. În ce vedeți dumneavoastră, atunci când ne referim strict la alimentație, o ispită? Când putem vorbi despre faptul că alimentele sunt ispititoare pentru om? De exemplu, dacă Biblia arată clar, dacă mănânci prea mult, îți distrugi trupul, da? Pentru că îți distrugi sănătatea. Îmi vine în minte un tânăr, nu știu dacă avea 30 de ani, din cauza că era obez, a fost aproape să moară și niște specialiști din Timișoara l-au internat ca să-l salveze. Și chiar am privit cu mare interes, pentru că m-a durut sufletul. Și după un timp a murit omul, un tânăr. Și spuneau medici, inima lui funcționa la 10%. Deci nu s-a mai putut face nimic. Așa rețin eu, probabil că rețin bine. Totul s-a datorat alimentației în exces? În exces, da, da. Acum, vedeți dumneavoastră, dar aici se referă în special, nu faci orice ca să trăiești. Nu faci orice ca să trăiești. De exemplu, Domnul Iisus Hristos putea să facă pâine, dar nu l-a scurs pe diavol ca să-ți câștigi pâinea. Adică eu vreau să-mi câștig pâinea, dar nu oricum. Trebuie să-ți păstrezi demnitatea de om, da? Și să trăiești în parametrii fixați de Dumnezeu. După aia vine altă ispită. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-și lovești piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Păi dacă există Dumnezeu, eu mă urc pe un bloc cu 10 etaje, sar de acolo. Și dacă Dumnezeu există, el o să facă el cumva ca să nu-mi spar capul. Dar zice Domnul Iisus, este scris să nu-L ispitești pe Dumnezeu. Adică să cauți să faci anumite lucruri spectaculoase, că
Are grijă Dumnezeu de mine. Deci cumva acele ispite care vin și care încearcă cumva să ne determine să învingem legile naturale ale fizicii, sunt într-adevăr o provocare pentru oameni. Da, eu mă arunc în fața mașinii sau în fața trenului că Dumnezeu are putere. Are putere să mă salveze? Are. Uneori chiar îi salvează pe unii oameni. Pe mine Dumnezeu de câteva ori m-a salvat de la moarte. Mă refer la mersul cu mașina. Dar nu l-am ispitit pe Dumnezeu. Pur și simplu s-a întâmplat. Dumnezeu pe unii oameni chiar îi salvează. Dar zice, vedeți că aici Domnul Iisus Hristos spune, este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Eu vreau să demonstrez că Dumnezeu mă scapă pe mine, eu beau o travă și mă scapă Dumnezeu. Probabil că Dumnezeu o să zică nu, dar au fost cazuri în care credincioși au fost otrăviți și n-au murit. N-au murit. Nimic. Da, Dumnezeu poate să facă asta, dar noi nu trebuie să-L ispitim. Și al treilea domeniu, și aici Biblia prezintă că astea sunt cam cele trei domenii în care, în general, suntem noi ispitiți. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile pământului, lumii și strălucirea lor și a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Deci problema închinării este luată în calcul. Vom reveni asupra ei după ce vom prelua un apel telefonic. Un telespectator dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună seara! Vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră. Alo, bună seara! Vă ascultăm! Am o deosebită plăcere să-l salut pe pastorul Daniel Cocoș. Dumnezeu să-l binecuvinteze și chiar mă bucur pentru că dumneavoastră ați ales în această seară să vorbim și despre Dumnezeu. Vorbim destul despre lucruri altele, total neplăcute lui Dumnezeu și mă bucur că în seara aceasta este tema ne ispitește Dumnezeu. Nu, niciodată Dumnezeu nu ne ispitește. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru omul Cocoș Daniel și doresc ca tot mai mult să faceți emisiuni de acest gen. Aș dori ca în seara aceasta fiecare dintre oameni și toți cei care privesc această emisiune să conștientizeze că avem nevoie de Dumnezeu și avem nevoie de cuvântul Dumnezeu care să ne ghideze în lumea aceasta. Ce să zic, felicitări pentru emisiunea mea. Vă mulțumim frumos. Da, vă mulțumim. Și chiar ar fi important să faceți mai multe emisiuni de acest gen. Mulțumesc lui pastorul Daniel Cocoș că vine și prezintă Biblia așa cum trebuie să fie prezentată. Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe el și pe dumneavoastră. Mulțumim asemenea. Suntem într-un popor creștin, locuim în locul acesta unde cuvântul lui Dumnezeu, iată, este dorit de oameni și trebuie pus în discuție, dezbătut, în așa fel încât oamenii să înțeleagă care sunt acele repere necesare pentru viața lor. Telespectatorul nostru a adus în atenție, sau dacă vreți, a adus un răspuns la o întrebare pe care vreau să o ridic către dumneavoastră, și anume, ne ispitește Dumnezeu. Am observat a treia ispită pe care o aduce Satana în dreptul Domnului Hristos este legată de închinare, da? Problema închinării. Satana încearcă cumva să atragă de partea lui închinarea Domnului Iisus Hristos, da? Dar nu o face pe o cale normală, naturală, ci o face printr-o ispită. Dar acum aș vrea să vedem, să punem cumva accentul pe Dumnezeu. Rugăciunea domnească spune și nu ne duce pe noi în ispită. Aș vrea să vă întreb, ne ispitește Dumnezeu sau nu? Ascultătorul nostru a spus tranșant, direct și scurt că nu, Dumnezeu ne ispitește. De ce totuși Sfânta Scriptură spune lucrul acesta? Satana a intrat în concediu? Ce se întâmplă? În Iacov spune Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și nu poate fi nici măcar ispitit ca să facă rău. Deci Dumnezeu nu ispitește. Nu ne duce pe noi în ispită. O să vă dau un exemplu din Sfânta Carte Biblia. Dumnezeu permite să fim ispitiți. Ne duce în situația, adică ne lasă. De exemplu, Iov a fost un om foarte credincios, cel mai credincios om din vremea lui. Și
dacă cei care cunosc Biblia spune că a venit Satana și Dumnezeu cumva ca să-i dea peste nas, în termenii noștri mai populari așa, i-a zis: Satana, de unde vii? De la cutreierarea pământului. Și Dumnezeu spune: l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni, că e pe tot pământul. Și Satana a zis: da, Doamne, dar l-ai binecuvântat atât de mult încât cum să nu te iubească Iov? Păi da, dacă te atinge de el. Și Dumnezeu nu s-a atins. Uite, poți să te atingi. Și aici Dumnezeu a lăsat, a îngăduit. Când zice: și nu ne duce pe noi în ispită, dacă se poate. Dumnezeu să nu ne lase pe mâna diavolului. Pentru că ce a făcut diavolul? Dumnezeu a zis: poți să te atingi de el. I-a permis diavolului să se atingă de Iov. Și spune că au venit nenorociri după nenorociri. Cea mai mare, deci a pierdut tot. Cea mai mare nenorocire a fost că într-o zi au murit toți copiii lui, 10 copii. Și încercarea a fost atât de grea. A venit unul din slujitorii lui și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut peste turmele tale. Era clar că nu era focul lui Dumnezeu. Era focul diavolului. Acum, nu ne duce pe noi în ispită. Dumnezeu, datorită păcatului, poate să îngăduie încercări grele peste noi. Dar noi putem să scăpăm de astea venind la cuvântul lui Dumnezeu, mărturisindu-ne păcatele, pentru că Dumnezeu nu vrea nici să ne pedepsească. Dar vedeți, atunci când Dumnezeu permite să fim încercați, și vă dau un exemplu. Domnul Iisus le-a zis ucenicilor: Satana a cerut să vă cearnă, dar eu m-am rugat pentru credința voastră. Și Domnul Iisus le-a zis: voi o să mă părăsiți toți. Acum, dacă Dumnezeu ne-ar lăsa pe noi, nu ne lasă, dar dacă ne-ar lăsa pe noi pe mâna diavolului, diavolul ar face cu noi, Iov a rămas fără nimic și plin de bube. Și a fost cel mai credincios om din vremea lui și Iov a zis: unde-i Dumnezeu? Să-mi apăr pricina, nu-i normal ce mi se întâmplă. Deci Dumnezeu poate să permită. Acum, deci Dumnezeu permite, nu ispitește. Dumnezeu nu ispitește și El nu face rău. Atunci, de unde apar totuși ispitele? O anumită sursă trebuie să fie, sau cel care generează. Spuneați mai devreme că Satana, dar nu doar Satana. Mai există și alte elemente. Dacă Dumnezeu nu ispitește, doar permite ispita, Satana este cel care totuși provoacă ispita, dar nu este singurul. Cine altcineva mai aduce ispita? Acum, vedeți noastră, aici spune: ispititorul a venit la Domnul Iisus. Cine provoacă ispita? Noi avem anumite dorințe. Da? Dorințe normale. Dar, vă dau un exemplu. Noi avem nevoi. Acum, nevoile astea putem să le transformăm în ispite. Noi avem nevoie. Eu am nevoie, să zic, de o mașină, da? Ei sunt oameni care fac orice ca să aibă o mașină. Și cade în cursa diavolului. Deci îi ispitit să facă orice numai ca să aibă el mașină. Că poate că vecinul lui sau nu știu cine. Sau vă dau exemplu. Deci vorbim aici ispite prin plăcere. Da? Ai anumite plăceri și tocmai plăcerea respectivă diavolul știe să ne momească. Că vedeți dumneavoastră, de exemplu, cazul acesta din sănătate acum. Un medic a vândut cumva moarte. Pentru că e clar că e aberant. El a vrut niște bani, mulți. A obținut banii? Deci scopul final al diavolului nu e să ne împlinească nouă plăcerea, nevoia respectivă, ci să ne distrugă. Și noi când cădem în cursa diavolului, ne autodistrugem. Vă dau aici un exemplu. Acum noi suntem creștini și mă bucur din suflet că la noi în țară peste 3 milioane de români au semnat o petiție ca să fie căsătoria între bărbați și femeie. Dar îi consiliez pe homosexual și îmi zice unul: da, domnul Daniel, da, eu simt atracție spre bărbați. Păi înseamnă că așa m-a creat Dumnezeu. Și nu te-a creat așa Dumnezeu. Hai să venim la Sfânta Carte Biblia. Da, da, mi-au zis unii, am mers la psiholog. Și mi-a zis: domnule, așa te-ai născut. E o minciună, pentru că noi trebuie să venim la Sfânta Carte Biblia. Și a zis la asta: bun, tu ești atras de bărbați. E un bărbat care e atras de colega lui.
mi se pare că colega lui e frumoasă și ce trebuie să facă? Să se înfrâneze. Sau e unul care, să zicem, are 60 de ani și e atras de fetițe de 10 ani. E normal? Deci toți avem anumite ispite. Dar venind la Sfânta Carte Biblie, e normal? Deci dacă nu e normal ca un bărbat să se îndrăgostească de colega lui, și atunci când vin ispitele astea, mergem la Dumnezeu? Bun, deci vorbim de satana care generează ispita, vorbim de natura noastră păcătoasă în care își găsește un corespondent cel rău, da? Și care provoacă ființa umană în așa fel încât să-l aducă la distrugere, și vorbim și de Dumnezeu care permite în anumite circunstanțe din viața omului ispita. Acum v-aș întreba, de ce Dumnezeu permite totuși ispita? N-ar fi mai frumos ca să fie apărătorul omului? Pentru că și așa este încercat de cel rău, este încercat de firea sa pământească. Dacă ar fi să ne referim la ceea ce spune Apostolul Pavel, la un moment dat el vede două firi în el sau vede două legi, chiar vede o luptă titanică care este dusă între firea pământească și firea duhovnicească. Și de ce Dumnezeu nu reduce totul în așa fel încât să fie de partea omului? Dumnezeu, pentru că este Tatăl nostru și ne iubește, și atunci când avem anumite porniri, El ne ajută, e gata, El e un tată care vrea să ne ajute, dar ne lasă să alegem. Și acum vedeți, mătră, Dumnezeu ne lasă și El are soluție să ne salveze. Unii dintre noi chiar cad în cursa diavolului, da? Dar Dumnezeu are soluția să ne scoată. Pentru că spune, cine zice că nu păcătuiește, adică nu a căzut în cursa diavolului, sau oricum, totdeauna finalitatea este la diavolul, da? Cine zice că nu păcătuiește, îl face mincinos pe Dumnezeu. Și Ioan spune copilașilor să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Deci noi venim cu falimentele noastre, cu eșecurile noastre înaintea lui Dumnezeu, care e gata să ne ierte. Și zice Pavel la Romani, unde s-a înmulțit păcatul. Deci noi am călcat regulile lui Dumnezeu. Și zice Pavel, Dumnezeu, harul s-a înmulțit și mai mult. Adică bunătatea, îndurarea lui Dumnezeu. Câteodată Dumnezeu pe copiii lui încearcă. Deci Dumnezeu ne lasă să fim încercați, pentru că îi place să se bucure de noi și să se laude cu noi, ca și orice tată cu copilul lui, nu? Ca în exemplu pe care l-a dat mai devreme, și anume Iov, a fost un test al credinței acolo, iar suferința lui Iov este comentată, este discutată, dezbătută de-a lungul veacurilor. Ne pregătim pentru o pauză de publicitate, dar nu înainte de a transmite către cei care ne urmăresc în această seară, că dumneavoastră puteți să ne scrieți prin numărul de SMS care este afișat pe ecran, sau de asemenea să ne mai apelați dacă aveți anumite întrebări în mintea dumneavoastră, și de asemenea vă transmitem faptul că în a doua parte a emisiunii noastre vom discuta despre cum să învingi acele ispite pe care nu ai vrea să le faci sau să cazi în ele, dar care te atrag. Cum poți să câștigi biruința asupra lor? Discutăm aceste lucruri după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Suntem din nou în direct și continuăm discuția noastră cu privire la
ispită, dacă Dumnezeu ne ispitește, am observat în prima parte faptul că Dumnezeu poate permite ispita în viața oamenilor credincioși. De asemenea, Satana este cel care s-a împotrivit de la începutul lui Dumnezeu, care a dus ispita în dreptul primilor oameni, în dreptul Domnului Iisus Hristos, și mai există și firea noastră pământească care de multe ori ne atrage în ispită. Legat de ispitirea pe care a avut loc în dreptul Domnului Iisus Hristos, am putea rezuma faptul că primul atac este în sfera necesităților fizice, da, alimentare, al doilea atac este în sfera îndeplinirii mandatului său și al treilea atac este în sfera puterii, dominației și a gloriei. Dacă dumneavoastră aveți anumite întrebări pe subiectul pe care îl discutăm, nu ezitați să ne apelați telefonic. Domnule pastor, aș vrea să continuăm discuția noastră și spuneam înainte de pauza publicitară faptul că oamenii sunt atrași de diferite lucruri, situații, plăceri chiar. Dumneavoastră spuneați faptul că plăcerea te poate duce departe de Dumnezeu și uneori regreți gesturile pe care le-ai făcut. Acum aș vrea să vă întreb, cum poți să înfrunți o ispită care îți place, de care te simți atras? Și putem lua în discuția noastră și anumite cazuri, pentru ca cei care ne urmăresc să înțeleagă. Cum poți să învingi o ispită? Îți dai seama că este greșit, că este un lucru păcătos, dar cu toate acestea te simți atras de lucrul respectiv. Sigur că singurul loc unde putem să găsim ajutor este la Creatorul nostru, pentru că El ne-a creat, El ne cunoaște nevoile și El poate să vină în ajutorul nostru. Și e bine, atunci când suntem ispitiți, să mergem la cineva foarte apropiat, care știm că este un bun credincios, și să împărtășim. Uite, asta e problema cu care mă confrunt. Ispita mea, pentru că toți suntem ispitiți. Mă duc la El, stau de vorbă cu El, ne rugăm împreună, postim împreună, cer ajutorul lui Dumnezeu. Cer ajutorul lui Doamne. Eu știu că în Sfânta Carte, Biblia, mi-a arătat foarte clar că asta e păcat și ăsta mă va distruge. Și atunci, ajută-mă. Dumneavoastră ați plecat de la perspectiva unui om credincios. Pentru că elementul rugăciunea, da, din viața unui om înseamnă foarte mult, dar pentru un om care nu are o practică religioasă, care ar fi acele elemente care îl pot ajuta să nu ajungă în ispită? Să presupunem că sunt oameni care nu merg la biserică decât de două ori în viață sau de două ori pe an, dacă au obiceiul acesta. Dar practica rugăciunii este pentru cel omul credincios, da, care conștientizează ispita, păcatul și se roagă lui Dumnezeu, apoi apelează la grupul suport care îl susține pentru a nu cădea într-o anumită ispită, dar m-aș poziționa în dreptul omului care nu are o practică religioasă. De unde găsește el putere ca să învingă ispita? Sunt anumite ispite pe care poate să le învingă, dar sunt anumite ispite pe care nu poate să le învingă fără ajutorul lui Dumnezeu. Deci fără ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne cunoaște nevoile, Dumnezeu ne poate satisface toate nevoile noastre în cadrul în care El ne-a creat și în care trebuie să umblăm. Acum, vedeți, noastră, pot să-i spun un om, uite, da, trebuie să te înfrânezi. Noi nu ne putem înfrâna. Deci, sigur că nu toți suntem ispitiți în același domeniu. Dar Biblia spune, fiindcă toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acum, eu niciodată nu o să spun niciun om, domnule, luptă-te tu singur. Nu o să putem. Pentru că, scrie, toți au păcătuit. Toți am falimentat. Deci toți păcătuim. Și nu pot să spun cuiva, uite, împotrivește-te tu diavolului. Nu. Neapărat trebuie să ajungem la Dumnezeu. Că, uitați-vă dumneavoastră, cei care nu cred în Dumnezeu ajung să facă anumite lucruri care, până la urmă, scopul final îi distrugerea omului. Fac multe lucruri. Oamenii necredincioși fac multe lucruri pe care le regretă mai târziu. Căderea în ispită sau acceptarea de a fi dus în ispită este văzută la început ca fiind ceva de dorit. Dar regretul apare mult mai târziu. Da, dacă am luat, de exemplu,
ispita alcoolului sau a tutunului sau a imoralității. Oamenii își dau seama mult mai târziu de faptul că au fost atrași de anumite plăceri care erau deosebite pentru ei, dar mai târziu își dau seama de faptul că au fost duși în rătăcire și viața lor a devenit un dezastru. Da, acum, din cât cunosc eu, prima țigară nu-i bună, e rea. Deci cei care fumează și cu care am discutat, primul fum a fost groaznic. Da? I-am omit, satana. Acum, ca o scurtă paranteză, pe 31 mai este Ziua Internațională Antifumat, iar aici în Buzău va fi chiar o manifestație, va fi o conferință de presă, un cross organizat împotriva fumatului, în așa fel încât oamenii care vor să renunțe la fumat să fie ajutați. Da. Am fost chiar ieri la cineva, la spitalul TBC de aici, probleme cu plămânii. Și am întrebat, da, fumezi? Fumez. Păi dacă vrei să te vindeci, primul lucru, renunță la țigară. Păi foarte greu. Păi foarte greu, dar trebuie să faci ceva. Da? Sunt oameni, am cunoscut mai demult un om mai în vârstă, i-a zis doctorul, dacă mai fumez, mori. Și el a zis, poți să mor. Și n-a renunțat la țigară. Adică sunt anumite vicii. Că, de exemplu, oameni, domnule, eu necăjit, nu știu ce, te ajut. Fumezi, fumezi. Păi renunță întâi la țigară, bei, mai și beau. Păi renunță la astea, că eu, de exemplu, nu pot să te ajut. Eu nu am bani de țigări și de băutură. Deci sunt anumite lucruri care ne autodistrug. Și atunci, probabil, sunt unii oameni care, prin forța lor, îi sperie medicul că mor, poate să renunțe la viciu. Deci vorbim de exercițiul voinței în dreptul unor oameni care poate nu sunt credincioși, sau maturitatea până la urmă sau experiența de viață îi poate ajuta cumva să facă distinția între ce este bine, da, folositor și ce este rău. Tot de la Dumnezeu. Că Dumnezeu totuși și celor care nu cred în El, Dumnezeu le-a dat voință. Dar foarte puțin. Acum să zicem că nu caz în anumite ispite, dar orice om cade într-o anumită ispită, da? Și atunci soluția unde-i? Plata păcatului este moartea. Că orice cădere în ispită este păcat. Și plata păcatului este moartea, despărțirea de Dumnezeu. Problema care-i? Și aici îmi vine în minte David. Prima dată ai căzut în ispită. Ce s-a întâmplat cu David? A văzut o femeie frumoasă, da? Făcea baie, se scălda. Și el ce a zis? Mă, a chemat-o. A chemat-o la el, s-a culcat cu ea, după un timp i-a zis, femeia zice, am rămas însărcinată. A vrut să mascheze păcatul. Că diavolul ce face? Ne întinde o cursă, chiar dacă poate la început ăsta a fost totuși un păcat foarte mare, dar face un păcat mic. Ca să acoperi un păcat mic sau o greșeală mică, diavolul te învață să faci ceva mai mare și totdeauna ca și bulgările de zăpadă, el tot va crește. Și bărbatul lui Bathsheba n-a vrut să intre la ea. Că a zis, mă, dacă vine bărbatul ei acasă, o să creadă că e copilul lui. Păcălești. Și n-a vrut. Și atunci, diavolul ce a zis lui David? Că de la diavol a venit, nu? Satana. A zis, îl trimis pe câmpul de bătălie, faci în așa fel, a zis comandantului să moară. A rezolvat soluția, a regăsit soluția, a rezolvat problema și dacă a murit soțul, i-a luat nevasta, da? Și a trăit liniștit. Deci aici vorbim de un păcat, de o cedare în fața ispitei, ispita imoralității, care nu s-a oprit doar aici, ci vorbim ajung la crimă. Și ceva care urmează în mod premeditat, și anume crimă. Da. Deci nimeni nu l-a acuzat pe David de asta, în afară de Dumnezeu. Deci Dumnezeu l-a trimis pe proroc și a zis lui David, tu l-ai omorât. Deci e foarte, foarte important să știm că un păcat mic, o minciună mică, zicem noi, asta e o minciună nevinovată, este foarte va aduce interesant un alt păcat tot mai mare și un alt păcat și mai mare. Și păcatul e ca și o mocirlă în care cu cât te zbați, cu atât te cufunzi. Deci și asta e, avem natura asta păcătoasă, de nu, de-aia zic soluția e la Dumnezeu, că dacă vrei să scoți un om din mocirlă, el se tot zbate, o să moară în mocirlă. Trebuie să vină cineva din afară și Dumnezeu a venit din afara noastră prin Domnul Iisus, ne-a întins o mână, ne-a scos din mocirlă și spune dacă este cineva în Hristos este o făptură nouă. Deci soluția
e la Dumnezeu. Nu în altă parte. Am greșit. Când David a păcătuit, își cerea iertare lui Dumnezeu, își recunoștea păcatul. Nu, că asta ar trebui să facem. Chiar de lucrul acesta vreau să vă întreb. Sfânta Scriptură chiar spune de faptul că David este om după inima lui Dumnezeu. Adică cum? Chiar și în momentul acela când a păcătuit, a fost după inima lui Dumnezeu? Alea, că vedeți, dumneavoastră, dacă l-ar fi întrebat pe Dumnezeu, Doamne, mă culc cu femeia asta? Dar nu l-a întrebat. Avem momente în viața lui David în care... Nu se pune întrebarea aceasta pentru că știa răspunsul. Clar, știa da. Clar. Aici, dar vedeți, dumneavoastră, de ce eu întotdeauna îi trimit pe toți oamenii la cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că dacă cineva e ateu, el într-o zi va sta înaintea lui Dumnezeu. De ce? Biblia spune, fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Deci toți oamenii, și cei care cred, și cei care nu cred. Bun, dar aș vrea să vă întreb în seara aceasta, pentru cei care ne urmăresc să înțeleagă și poate că apar anumite întrebări în mintea lor, și anume, dacă vorbim acum despre păcatul imoralității, da? Exemplul lui David, am putea să luăm în contrast și exemplul lui Iosif, care nu cedează în fața unei asemenea ispite. Dar unii spun, care este problema dacă cad în păcatul acesta de a mă duce cu altcineva așa de două, trei ori în viață, fără ca partenerul meu să cunoască lucrul acesta. Este ceva problemă? Este vreo problemă în direcția aceasta? Sau în stilul acesta de gândire? Deci, orice păcat. Acum, cineva spune așa, diavolul când ne ațâță sau ne ispitește să facem un păcat, ține o perdea. Deci, cumva, ne dă senzația că nu ne vede nimeni. Deci e ceva acoperit. După ce am făcut păcatul, trage perdeaua și sună cu trâmbița. Asta deci, află toată lumea. Sigur, dar acum vedeți dumneavoastră, dacă cineva a făcut un păcat și nu știe nimeni, păcatul ăla îl va autodistruge pentru că îl știe el. Și sunt exemple foarte multe. Un om a făcut o crimă, da? Nu l-a știut nimeni, nu l-a prins nimeni. El nu s-a suportat. Și păcatul respectiv, crima respectivă, l-a mustrat atât de mult încât după 30 ceva de ani s-a dus și s-a predat la poliție. Domnule, dar ești nebun? Hai, asta dacă ai o sensibilitate morală, dacă în schimb n-ai nicio problemă de ordin social, n-ai nicio credință în Dumnezeu. Nu, auziți, dumneavoastră, toți oamenii au conștiință. E adevărat că la unii cam nu prea funcționează. Da? Și-au omorât conștiința. Dar în lăuntrul lor. Că, de exemplu, ai un virus. Da? El e acolo. Mai devreme sau mai târziu explodează și te autodistrugi. Deci, zicea, e o cântare. Zice, păcatul, zice, e viermele. Ce roade. E un vierme, nu-l vezi. Roade. S-a uscat copacul. Că ați văzut, unii oameni pe din afară arată sănătoși, dar ceva e macină pe dinăuntru. E păcatul care ne roade pe oricare dintre noi. Și cei care sunt atei și nu cred că există. Sunt oameni ce, domnule, nu există păcat. Asta nu înseamnă că nu îl are acolo. Putem vorbi de faptul că ispita poate fi învinsă chiar și prin exercițiul acesta al voinței și al conștientizării, dacă vreți, a păcatului. Anumite ispite, da, anumite ispite poți să le treci. Și alea, acum, vedeți, chiar dacă un om nu vrea să zice, Dumnezeu ne-a dat și voința și înfăptuirea. Deci chiar și un om care nu crede în Dumnezeu. Duminică a fost la noi la biserică un om care era ateu. Deci de atunci mă gândesc la omul ăsta. Și el era ateu și a fost într-o situație îngrozitoare. Deci era să moară. Și mama lui, în disperarea ei, și omul trăiește în București, s-a dus la o biserică și a venit la el, zice, am venit să mă rog pentru tine. Cui să te rogi? Păi lui Dumnezeu. Fugi de aici că nu există Dumnezeu, că dacă ar fi, l-ar vedea ce. Și a murit omul, moarte clinică, a fost în chinuri, acolo în iad. Și de acolo l-a scos Dumnezeu, ateu fiind,
După aceea a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Deci, dacă vreți, odată îl invităm. Pe mine m-a surprins profund că Dumnezeu l-a salvat pe un om din ghearele iadului care nu credea în Dumnezeu. Deci, asta e mila și îndurarea lui Dumnezeu. Că pe anumiți oameni, Dumnezeu, chiar dacă ei zic că n-a fost Dumnezeu, tot Dumnezeu îi salvează, tot Dumnezeu îi ajută, pentru că ne dă și voința și înfăptuirea. Deci, la Dumnezeu găsim o sursă puternică de a învinge ispite, da? Există și voința și înfăptuirea. Acum aș vrea să, spre finalul emisiunii, să devenim cât se poate de practici și să, nu că n-am fi fost până acum, da, dar să aducem tot acest adevăr scripturistic în viața cea de toate zilele. Și aș vrea să vă întreb, cum să faci față unei ispite care vine din partea unei persoane importante? Și aici chiar aș putea să mă leg tot de Biblie, cazul lui Iosif, care rămâne curat din punct de vedere moral atunci când soția lui Potifar încearcă să îl ispitească, să-l atragă în ispită. Da. Cum să faci față? Da. Atunci când a venit soția lui Potifar, da, la Iosif, uitați ce răspuns a dat Iosif. Lui și la, cum să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu făcând un astfel de lucru? Sau, în general, cunoscuți, prieteni, se încurcă unul cu nevasta altuia. Cum să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și cum să-i fac un astfel de rău prietenului meu? Păi ăla când o să audă că se află, n-o să rămână șocat? Aici vine diavolul. Aici vine diavolul. Între oameni apropiați, că nu se întâmplă între oameni care poate mai rar, care nu se cunosc. Deci diavolul vrea să distrugă relații, să distrugă prietenii, să distrugă familii. Că vine, amăgește, mă, o să fii... Acum, Biblia ce zice? Despre plăcerile de o clipă ale păcatului. Mi-aduc aminte, cu mai mulți ani în urmă, un bărbat tânăr, de aici din oraș, cu niște prieteni, au fost undeva într-un loc aici, erau niște femei de-astea mai, așa, la îndemână, să zic, și s-a încurcat și el. Și mi-a zis, domnul Daniel, m-a dus acasă, mi-era scârbă de mine. Soția lui naștiu, nu puteam să mă uit în ochii soției mele. Cum am putut să fac așa ceva? Vedeți, păcatul ne urâțește. Păcatul ne autodistruge. Și Biblia zice, plăcerile de o clipă ale păcatului. Acum, nici o ispită a diavolului nu ne va face mai buni. Și mai răi. Scopul lui asta e. Dar aș vrea, pe de altă parte, să vă întreb, dacă ispita care vine din partea satanei nu ne face mai buni, există o concepție printre creștini privire la faptul că Dumnezeu încearcă doar pe cei care sunt cu adevărat credincioși sau Dumnezeu permite ispita doar în viața celor oameni care sunt cu adevărat credincioși lui Dumnezeu. Cum stau lucrurile? Dumnezeu, acum, sigur, o să vă dau un răspuns de aici din epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 2, și după aia ne referim și la... Zice, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Acum, în viețile credincioșilor, de exemplu, până când nu ai cunoscut că asta e păcat, ispita n-a fost așa de mare. Că, de exemplu, asta e natura noastră. Dacă zici la un copilaș să nu faci asta, dacă vrei să facă, zici să nu facă, că el o să facă. Că e natura noastră. Uitați-vă dumneavoastră la un copilaș. Nimeni nu l-a învățat să mintă, dar dacă are, nu știu, 2 ani și a început să vorbească și zici, cine a spart veoza sau, ce știu, vaza? O să zic că nu el, nu? Asta e natura lui. Nimeni nu l-a învățat să mintă. Dar asta e în natura noastră. Și acum toți oamenii sunt ispitiți. Dar când cunoști adevărul, și acum realitatea e următoarea, este adevărat că cei credincioși sunt mai ispitiți. De ce?
De exemplu, sunt mai încercați de Dumnezeu. Sunt mai încercați și mai ispitiți de diavol. Pentru că diavolul va veni să ispitească pe cei care sunt credincioși lui Dumnezeu. De exemplu, unul care n-a făcut, să zicem noi, mari păcate. El e robul diavolului. Dar mare lucru n-a făcut, să zicem. Altul este credincios. Da? Și pe ăsta zice diavolul, pe ăsta care nu-l ispitesc, oricum ăsta e al meu. Că vă dau un exemplu. Un credincios a văzut undeva într-un bar plin de oameni și era un demon deasupra pe bar. S-a dus la biserică. La biserică acolo a văzut plin de demoni. Acoperișul plin de demoni. Peste tot numai diavoli. Și zice, dar nu-i corect. La crâjmă e un singur demon și la biserică au venit sute de demoni. Și a zis diavolul, păia de acolo de la crâjmă, poate să-i conducă unul singur, că le-a dat unul și toți cântă, cum zice el. Dar ăștia de la biserică aici au venit sute ca să-i ispitească. Ăștia sincer vor să facă voia lui Dumnezeu și pe ăștia trebuie să îi ispitim ca să nu facă voia lui Dumnezeu. Că vine diavolul în biserică și în loc omul să asculte la slujbă, la cuvântul lui Dumnezeu, să uite, uite la ce îmbrăcată e, sau uite ce haină are ăla, sau uite la ăla cum îi stă cravata, sau nu știu ce. Înțelegeți? Vine diavolul. Sau la unul ce, aoleu, s-a întâmplat la credincioși. Oare nu ai uitat fierul de călcat în priză? Sau nu ai uitat, nu știu ce, ușa deschisă? Sau tot felul de lucruri. Și diavolul vine cu ispita. Care este, pentru că nu mai avem timp în seara aceasta, care este răsplata învingerii ispitelor? În, tot aici în Iacov spune, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Deci răsplata este veșnicia împreună cu Dumnezeu. Este o frumoasă promisiune pe care o face Dumnezeu tuturor celor care vor învinge firea aceasta păcătoasă, vor învinge ispita. Ca să sumarizez, aș putea spune faptul că nu Dumnezeu ispitește, ci Dumnezeu permite uneori ispita în viața omului pentru ca să-i testeze credința. De asemenea, ispita vine din partea celui rău, dar și din partea omului sau a firii păcătoase. Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Se poate altfel. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Cu cea mai mare plăcere. Dragi telespectatori, în seara aceasta am învățat cum putem fugi din calea ispitei și faptul că nu Dumnezeu ne ispitește, ci Dumnezeu ne încearcă, ne testează credința și am un gând acum de final. Dacă scopul încercărilor este să ne maturizeze, atunci scopul ispitelor este să ne distrugă. Aș vrea ca să aveți putere din partea lui Dumnezeu să nu cedați în fața ispitelor, ci să rezistați până la capăt, în așa fel încât să aveți parte de fericire în această viață și, de ce nu, de viață veșnică. Sunt Adrian Andrei și săptămâna viitoare vă dau întâlnire pentru o nouă emisiune în cadrul Se poate altfel.